La Giurgiu, ultimele zile ale lunii octombrie au adus temperaturi scăzute, dar și multă ploaie. Cu toate astea, veștile de la meteorologi par să fie bune pentru prima săptămână din noiembrie, sau cel puțin așa reiese din prognoza valabilă pentru perioada 26 octombrie-8 noiembrie. Astfel, după un proces de răcire accentuată, de miercuri regimul termic va marca o creștere treptată, iar în intervalul 2-8 noiembrie valorile vor scădea ușor de la o zi la alta. Nu va fi foarte frig, numai că valorile termice vor fi cele normale pentru această perioadă. În ceea ce privește precipitațiile, vor fi doar ploi neînsemnate cantitativ și pe arii mai restrânse.